Suntem într-un loc un pic trist, dar minunat și dătător de speranță, pentru că aici oameni cu suflet mare se adună în aceeași luptă pentru sănătatea copiilor. Unde suntem? Sunteți la Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Sfântul Nectarie al Fundației Mihai Neșu, dar pentru mine nu e un loc trist, pentru că eu, din experiența mea și cu ajutorul Dumnezeu, am trăit momente în care am ajuns la concluzia că în lupta asta cu boala nu trebuie să fii trist, trebuie să lași tristețea la o parte și, în general, cu viața, că în viața, în general, avem tot felul de probleme. Trebuie să încercăm să fim cât mai puțin triști, fiindcă e spre folosul nostru. Și așa că centrul nostru, și prin felul cum l-am conceput, cu multe culori în design, vrem să fie un loc vesel, în care copiii să fie bucuroși, să vină cu bucurie la terapii și terapeuții la fel să lucreze cu bucurie. Chiar sâmbătă un terapeut ne-a prezentat niște lucruri științifice noi dovedite, în care zicea că copilul are șanse de progres mult mai mari atunci când lucrează bucuros și nu când plânge, și îmi sfătuia pe celălalt terapeut să încerce, dacă e copilul trist sau supărat, să liniștească și să găsească metode să-l înveselească, că atunci șansele de progres sunt mult mai mari. Și cred că așa vrea și Dumnezeu. Fiind unii bucuroși că cercările astea sunt doar o perioadă, după aia trec. Cum a luat nașterea acest centru? Centrul a luat naștere greu. Prima idee, primul gând care mi-a venit să-l fac a fost în Olanda, când eram eu internat acolo la centru de recuperare și vedeam ce posibilități de recuperare au ei și vedeam mulți copii care veneau dimineața frumos, unii chiar și singuri, mici copii așa de 3 ani veneau singuri, lăsa mașini speciale la terapie, venea și îi lua. Și mi-a venit așa un gând atunci, stând, nu având mare lucru de făcut, numai stăteam și priveam în jur, că ar fi frumos dacă mă întorc acasă să facem un centru cât putem noi de frumos, la o scară mult mai mică, bineînțeles, decât am fost acolo, să îi ajutăm și pe copiii de aici, că sunt, din păcate, mulți copii cu probleme și la noi în țară. După aia au trecut ani, de la primul gând, a fost în 2011, până a luat ființă centru în 2015, au trecut mult timp, eu m-am mutat din Olanda în România, a venit Iulia să pună totul pe picioare, că de unul singur nu puteam face nimic. Și, practic, de la gând până la împlinire au trecut 4 ani jumate. Și încă pe atâta timp de când lucrați. Și încă atâta de exact. Acum are iarăși 4 ani jumate de când l-am deschis și uite că la aproape 10 ani de la gând încercăm să facem ceva și mai mare și mai de folos, care să poată să ajute și mai mulți copii. La ce vă referiți? Vrem să deschidem un centru propriu, că aici suntem în chirie. Un centru care să fie pe o suprafață mult mai mare decât cel de acum, care să ofere mult mai multe terapii pentru mult mai mulți copii, dar în același timp să ofere și spații de cazare și posibilitatea de a face terapii în aer liber, cât și terapii cu animale și terapii orticolă cu fructe și legume, care s-au dovedit științific ajută foarte mult copiii cu probleme și copiii cu dizabilități și copiii cu autism și copiii cu sindrom Down. Terapie în aer liber, cred că și pe omul sănătos îl ajută să stea cât mai mult în aer liber, și de aceea ne-am gândit să facem un centru, fiindcă este mare nevoie, dar vrem să creăm un centru care să fie un fel de, am zis, un resort pentru trup și pentru suflet, atât pentru copii, dar și pentru părinții lor. Când vin la noi să nu mai aibă povara care o au mulți dintre ei, nu toți, care o au în restul timpului și când e greu. Trebuie să recunoaște că nu e ușor să fii o mamă, mai ales că majoritatea familiilor sunt familii despărțite și mamele sunt în general singure.
să ai grijă de un copil cu probleme, mulți alte lupți, nu e ușor. Și atunci noi încercăm în același timp și avem grijă de copilul lor să fac terapiile cele mai bune, să avem grijă și de părinți și de mame, și de aceea o să creăm spații de relaxare foarte frumoase în aer liber, că și în interior o să avem o mică bisericuță în stil grecesc, cum îmi plac mie, bisericuțele din Grecia, de pe insule, unde poate să se roage, poate să stea pur și simplu, să se reculeagă, să se liniștească. Și vrem să facem, practic, un centru de agrement care să ofere posibilitatea și celor sănătoși și oamenilor să vină să beneficieze de anumite servicii, cum ar fi organizarea de evenimente, zile de naștere, să vină să se plimbă cu căluții, să se plimbe prin grădini senzoriale, și sumele care le vor plăti să ajute și la administrarea centrului, fiindcă sunt cheltuieli foarte mari. Noi acum aici, în centrul ăsta mic, care e în chirie, și asta fiind un fapt pentru care vrem să ne mutăm, fiindcă e chirie, chiria e bună, cei care ne oferă o chirie ok pentru un spațiu așa de mare, dar nu e destul și nu avem împreună toate terapiile. Noi mai facem hipoterapie în colaborare cu un hotel și facem hipoterapie în colaborare cu o fermă care ne pune la dispoziție o dată pe săptămână gratis să facem terapie, și vrem să le aducem toate împreună, să le fie mai ușor la părinți să nu se mute prin tot orașul dacă au mai multe terapii în aceea zi. Și vrem să fie un spațiu mare, practic să încercăm să fie finanțat de serviciile de care beneficiază cetățenii în oraș și să acopere altfel, cum ziceam, bugetul care, dacă acum se ridică la peste 120.000 de euro pe an, la ce vrem să facem va fi dublu și jumătate, undeva pe la 30.000 de euro, care nu e ușor să-i scoți numai din mica contribuție a părinților și din donații și sponsorizări. E bine, sunt mai și un fel de servicii, afacere, mici sociale care să ajute la bugetul centrului. Aveți plăți mari și foarte mari de făcut și în același timp pentru părinți costurile terapiilor sunt costurile minime. Sunt minime, practic sunt care n-au posibil deloc, au gratis. Avem mai multe cazuri de familii foarte sărace care fac gratis, dar în general costurile sunt cam o șeptime, cum să zic, cam o șeptime până la o cincime dintr-un, practic, un preț normal de terapie. Și fiindcă încercăm să le oferim posibilitatea de a face cât mai constant și cât mai mult. Practic, din calculele mele, o mămică cu un copil care vine la noi la minim două feluri de terapie, reușește cu 5-600 de lei pe lună să facă săptămânal 5-6 ședințe. Și atunci nu-i puțin lucru. Normal că e bine să faci cât mai, măcar 5-6 ședințe minim, dar eu cred că e o sumă destul de decentă, 100 de euro pe lună, să poți faci așa multe terapii. Altfel, în general, acum, în ultima perioadă, în ce am văzut, undeva între 80-100 de lei se ședința de terapie, și atunci deja într-o săptămână ai dat 100 de euro. Dacă reușești o lună, e totuși un ajutor. E greu, că noi avem și noi cheltuielile cu terapeuții, cu spațiu, trebuie să schimbăm multe aparaturi medicale care mai se învechesc și trebuie schimbate și renoite, și sunt mereu cheltuieli, dar slavă Domnului, până acum ne-a ajutat Dumnezeu și uite că avem aproape 5 ani și am mers, chiar am crescut, că la început am fost jumate de cât suntem acum suntem iarăși plini, avem atâția copii pe listele de așteptare, și la ce vom încerca să facem în viitor cu noul proiect, să ajutăm și mai mulți copii și să fie și mai mult de folos și pe plan trupesc și pe plan sufletesc, să încercăm să-i ajutăm, că să merg împreună. Poate că nu sunteți bine plătiți, dar sunteți răsplătiți prin bucuria lor cu care vin aici și prin rezultatele care se observă, nu-i așa? Păi
bucuria cea mai mare care am constatat eu și eu din experiență, nu banii ți-aduc bucuria cea mai mare, că slavă Domnului, tot de la Dumnezeu am și bani mulți când eram sănătos, dar nu eram așa bucuros ca și acum când văd copiii ăștia. Copiii ăștia practic sunt bogăția mea și a noastră, a tuturor, deci de la fundații, când îi vedem, m-ați văzut și voi cum a venit acum băiețelul ăsta Alex, care toată ziua ne pupă, ne spune că ne iubește și îi emoționant și îți dă așa o putere sufletească foarte mare. Nu poți să te lași, trebuie să mergi mai departe, să încerci să-i ajuți, să fie cât mai bine. Mare parte dintre copilași așa s-au născut. Da, majoritatea sunt născuți cu probleme la naștere, lipsa de oxigenare, alții mai puțin dintre ei pe parcurs au probleme, diferite infecții sau reacții adverse la vaccinuri, dar în mare parte se nasc așa, dar fiecare e unic cu problema lui, nu sunt doi la fel, deși au diagnostice asemănătoare, nu sunt doi la fel. Fiecare are ritmul lui și felul lui de a fi și de a progresa. Învățați în fiecare zi câte o lecție de la copilași. Da, bineînțeles că eu admir mult și mamele și pe ei au o veselie așa, ei nu, și o naivitate, că nu conștientizează, bineînțeles, gravitatea problemei lor și tot timpul sunt vesel, sunt bucuros, sunt puși pe glume, pe joacă și cred că sunt un model pentru noi și trebuie să ne rugăm și să ne luptăm, să ne antrenăm, să reușim și noi să fim cât putem bucuroși, să nu ne lăsăm afectați de toate lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, că ni se întâmplă multe lucruri și probleme, să zic așa, fiecare crede că are o problemă gravă în viața lui din când în când, dar de fapt nu prea există probleme grave în lumea asta, toate sunt un fel de mici lecții de viață care, dacă ai răbdare și cu ajutorul Dumnezeu, te ajută mereu să devii mai bun. Mihai Neșu ne este o lecție, pentru că din toate necazurile prin care a trecut s-a născut bucuria acestui centru și grija și preocuparea pentru copii, pentru un grup mic de copii, pentru numărul de acum și pentru ceea ce se dorește la centrul ansamblu care se va forma. Cred că după accidentul care l-a îngăduit Dumnezeu spre folosul meu, ăsta a fost un dar al lui Dumnezeu pentru mine, care să îmi dea bucurie în viața aceasta și să mă ajute să merg mai departe cu boala mea și să o ușureze. Fiindcă am văzut și la început, când nu făceam mai nimica, stăteam terapie, puțin terapie, dar în rest nu mă ocupam timpul cu nimica. Era greu să te luți cu gândurile, e greu și să stai să te rogi. Nu poți să te rogi toată ziua. Chiar un părinte din Atos, când la început, când am fost eu în Atos și eram foarte neliniștit, mi-a zis, Mihai, zice, tu trebuie să ajungi să faci ceva. Nu, că nici noi aici nu ne rugăm toată ziua. Și eu eram foarte supărat. Zicea, ce să fac, părinte, că eu sunt paralizat, nu pot să fac nimica. Și uite că a dat Dumnezeu că acum fac tot felul de chestii care nu credeam că o să le fac vreodată. Când erai sănătos, credeai că poți ajunge să ajuți pe alții? Nu, când eram sănătos, aveam eu ideile mele. Vroiam casă nu știu unde, mașină nu știu de care, calculatoare, tot felul. Bine, cu calculatoarele au rămas și acum, dar acum, slavă Domnului, că le folosesc la ceva bun. Fac proiecte și grafice pentru fundație. Nu credeam niciodată. Deci ce mi se întâmplă acum, sunt niște lucruri minunate care pentru mine sunt clar un dar la Dumnezeu, că nu le-am plănuit, nu le-am calculat, s-au întâmplat așa de cursul anului pur și simplu. Au venit pe rând așa diferite situații care au dus practic să fim astăzi aici și să vorbim de visul ăsta măresc care l-avem, să construim centrul ăsta nou, care nu credeam vreodată că o să am în gând să fac așa ceva, dar acum am o dorință foarte mare să ne ajute Dumnezeu și oamenii care vor să ne ajute și să, uite, să trimită
un SMS cu cred la 8844 și să doneze 2 euro pe lună, cred că nu e o sumă mare, o jumătate de pachet de țigări și o cola. Și cu banii ăștia, practic, dacă strângem 150.000 de oameni să ne ajute 10 luni, deja practic am strâns toți banii necesari pentru construirea centrului. Pic cu pic se face mare. Da, eu am mai zis cu alte ocazii că sunt foarte bucuros de oameni ăștia care dau din puținul lor cât au, dau și pe noi ne ajută foarte mult. Că sunt atâția oameni care dau câte un pic, dar dacă când ne uităm și vedem câți bani s-au adunat și cum încă un an am reușit să mergem mai departe, încă un an e foarte mare bucuria și când mă întâlnesc cu oameni, unii dintre ei, bătrânele, la biserică, le mulțumesc, le invit aici, dar ele nu vor. El nu mi-a vor să dea bani, zice, uite, pentru copilașii de acolo și le văd bătrâne care nu poate să aibă nu știu câți bani, dar îți dau bani mulți, 100, 200 de lei câteodată. Nu mă vine și cum stau eu așa cu mâna la biserică, mă văd că mi-i bag aici sub mână. Și e un sentiment de bucurie că știi că din toate părțile vine ajutor. Înseamnă că e de folos ce facem aici și Dumnezeu trimite mereu oameni care să ne ajute să mergem mai departe, că fără Dumnezeu care să dea gând bun la oameni, n-am putea să facem nimic, cu atât mai mult când ești paralizat. Dar atâția oameni în jur care să ți îndeplinească practic gândurile care îți vin de la Dumnezeu să faci un lucru bun, e o lucrare frumoasă. Poate că doamnele acelea nici nu te-ar fi cunoscut în calitatea ta de fotbalist. Dar acum știu despre Mihai Neșu din poziția de luptător pentru copilași și de om care le ajută și pe ele să facă milostenie. Da, mai mult ca sigur, deși să știi că am avut multe fane peste 50 de ani când jucam, că mai glumim câteodată, că tot timpul când vine câte o doamnă așa mai în vârstă și ne ajută, tot timpul glumesc și zic că astea din fanele mele de tinerețe. Și sigur că acum, după ce m-am accidentat, cazul meu, acum trebuie să fiu realist, am făcut un pic de tam-tam destul de mare la început și am ajuns poate mai cunoscut decât eram înainte cu accidentul meu, dar acum la toată lumea zic, când mă întâlnesc odată cu oameni care se întristează când mă văd și îmi plâng de milă, dar eu le zic mereu că accidentul meu s-a transformat în ceva foarte bun și trebuie să ne bucurăm, nu trebuie să mai ne întristăm. Accidentul a fost la început foarte greu, a fost câțiva ani grei, dar acum s-a transformat în ceva minunat și mai departe cred că Dumnezeu să aibă grijă de noi, să ne ajute să facem lucruri și mai de folos pe lumea asta, chiar în condiția asta, că El poate să facă orice, e bun pentru noi. Ce ai pățit tu atunci pe teren, în general nu este o situație de supraviețuire, cam un caz dintr-o sută reușește să supraviețuiască. Te-ai gândit de la început că supraviețuirea ta e o bucurie? Nu, chiar mi-a zis un doctor la primul control când am fost, după ce am ieșit din spital, mi-a zis că nu poate să-și explic ce un doctor în Olanda, cum a rezistat atât timp fără oxigen, că o dura câteva minute până a venit salvarea, deși era aproape spitalul, dar nu ne putem explica cum are, deși ceream oxigen, îmi dădea seama că n-am, dar n-am rămas fără și am rămas în viață. Dar primii ani nu am luat-o ca și o bucurie, am fost foarte trist. Am avut perioade foarte mari de tristețe, de neliniște, de deznădejde, în care eram supărat și pe Dumnezeu. Și doar, probabil, rugăciunile multor oameni și după aia sfaturile altora m-au făcut un pic să... De fapt, mi-am dat eu seama la început că aveam o neliniște, pierzând tot ce aveam care nu mai mi-aducea așa o bucurie, aveam o neliniște continuă și întrebând, sfătuindu-mă cu diferiți oameni,
am ajuns să studiez mult diferite credințe, am fost la tot felul de adunări, am scris și în introducerea cărții mele cum am ajuns eu la ortodoxie, dar practic faptul că m-am botezat ortodox și așa am tras o concluzia că ortodoxia este singura credință dreaptă, rămasă neschimbată de la Hristos încoace. Faptul că m-am făcut ortodox a fost primul pas spre a nu mai fi trist, deși primii 2 ani după ce m-am făcut ortodox nu a fost ușor. Nici acum nu e ușor, dar acum cu ajutorul lui Dumnezeu am multe momente când pur și nici nu simt că sunt paralizat. E o binecuvântare lui Dumnezeu pentru care eu sunt foarte bucuros și recunoscător, fiindcă e greu. Paralizia nu e ușoară, ai multe dureri stând numai așa într-un loc și doar cu ajutorul lui Dumnezeu poți să treci peste durerile trupe și sufletești. Și atunci am avut cam 4 ani buni, am avut în care n-am văzut ca o bucurie accidentul, dar acum și n-am fost recunoscător pentru accident, chiar am fost supărat pentru accident, dar acum chiar pot fi recunoscător și să-i mulțumesc Dumnezeu, nu numai pentru lucrurile care se întâmplă acum și cu fundația și cu oamenii din jurul meu, dar și pentru faptul că m-a făcut să conștientizez probleme sufletești care le am, că până la urmă sufletul e cel mai important și asta trebuie să avem grijă, să ne păzim sufletul, să-l îmbunătățim, să ne curățim de defecte și de lucrurile rele, să devenim din ce în ce mai buni. Greco-catolic erai la început, nu? Da, am fost greco-catolic. Și pe urmă ai spus că ai studiat diverse religii. Am studiat, am fost multe locuri, am fost cercetător și m-am citit, am vorbit cu mulți oameni și am ajuns la concluzia asta și Ce te-a oprit la ortodoxie și să descoperi că e credința cea adevărată? Mulți dintre noi ne naștem ortodoxi și poate nu suntem recunoscători pentru asta, crezând la fel ca și sănătatea, că e ceva firesc. Da, pe tot timpul, când ai ceva de la început, nu dai seama ce mare binecuvântare sunt la Dumnezeu, cum e și omul sănătos. Nu-și dă seama până nu-și pierde sănătatea. Așa și cu ortodoxia. Sunt multe motive care poate să dovedească, numai te să ai urechi, să auzi și ochi să vezi, care dovedesc că ortodoxia este credința dreaptă. Sunt atâtea mărturii ați sfinți care au ajuns să se îndumnezească și care, și dacă e din secolul 3, un sfânt, și dacă e din secolul 20, ei zici că s-au cunoscut și s-au vorbit să zic aceleași lucruri. Deci asta nu se poate întâmpla dacă nu zici adevărul. Când zici adevărul, amândoi zic același lucru. Dacă noi vedem telefonul la negru, să zicem amândoi că e negru. Și așa și ortodoxia. Dacă vezi că atâția sfinți, deși nu s-au cunoscut niciodată și zic același lucru, înseamnă că e un adevăr care nu poate fi contestat. Și asta m-a determinat, dar n-a fost ușor, am citit mult, am studiat, dar până la urmă, probabil cu ajutorul Dumnezeu care vrea să ajungem pe calea cea dreaptă, care El ne-a dat-o de când ne naștem, să mergem pe ea ca să ne fie ușor în viață. Dar noi, din păcate, o luăm pe arătură. Și atunci, prin mici problemuțe, așa ca și accidentul meu, El ne mai ia de pe drumul de țară, ne duce pe autostradă. Să ajungem unde trebuie și repede și bine. Da. Ai ajuns în Sfântul Munte și mergi constant acolo. De ce te întorci? Îmi place foarte mult. M-au ajutat foarte mult părinții de acolo la început. Primele 2-3 dăți când am fost, eram în perioada când pentru mine accidentul nu era o bucurie, era o neliniște și o povară. Și m-au ajutat foarte mult părinții de acolo. Și simt o bucurie foarte mare când mă duc acolo și mă întâlnesc cu ei și de mă duc. Anual vreau să mă duc 5 zile, mă duc la Mănăstirea Vatopedu, fiindcă acolo ajung cel mai repede, cel mai ușor pentru situația mea și acolo mi-am și făcut mulți prieteni dintre călugări.
renunț complet la telefon 5 zile. Mă duc fără telefon, plec de acasă, las acasă și o săptămână practic, o două zile pe drum, 5 zile îl las acasă și e de folos, mai lăsăm radiațiile să nu ne distrugă chiar așa că zilnic, tot cu el. Ce am putea spune celor care sunt sănătoși și care sunt nemulțumiți de statură, de greutate, de un rid, de un fir de păr alb, de atâtea și atâtea motive care se găsesc? E ușor să dai sfaturi, dar e foarte greu să intri și în sufletul omului, să-l ajuți să înțeleagă că cred că singurul lucru care poate fi spus e că toți trebuie să ajungem să ne dăm seama că cel mai bun prieten al nostru trebuie să fie Hristos. Și dacă Hristos e cel mai bun prieten al nostru, atunci încet, încet dispar și grijile, lucrurile care ne spar nou, griji în jur, dispar ușor și nu ne se mai pare nimic ca rău în jur. Adică vezi mult mai multe lucruri bune, adică vezi pe Dumnezeu mult mai des în jur, că Dumnezeu e peste tot, dar nu prea îl vedem.